Dar o să o dăm după publicitate, că e montată, e frumos, decât să o citim noi. Acum aș vrea să vorbesc puțin cu Horațiu, care se află în culisele rebelionului Antena Stars, împreună cu Renata, cea care s-a... Ofuscat. Sigur, suntem într-o cafenea de lux din București și vreau să vă spun că ne-am ales un loc absolut neconvențional, mai exact la toaletă, împreună cu Renata. Leon, ai de să fii gelos pentru că eu sunt inofensiv. Deci, Horațiu, te mănânci, ce că au găsit acest loc, pentru că este o muzică infernală. N-ai nicio speranță. Este un director, am toată încrederea. L-a pupat Leo, l-a pupat în baie. Stai fără speranță. Mamă, ce a lăsat. I-a lăsat pojar. Tocmai din cauza faptului că muzica este dată foarte tare. O atmosferă infernală aici. Stai puțin, Leo, că și așa e transmisiunea grea de la Budă. Ce să fac, Leo, ți-am adus iubita la toaletă. La toaletă. Așa, da, ia e. Las că o bas tu acasă. Ăsta îi vorbesc tu acasă. Am adus-o la toaletă. Da. Vă certați mult că am și o alte treburi. Te rog, hai. Trebuie să ai puțină răbdare, da? Da, hai. Te ascultăm, domnul Capatos. Păi asta vreau să te lăsăm, să nu te mai întrerupem, să vorbești cu Renata. Draga mea, noi am mai discutat și în această după-amiază. Cum privești această situație, mai ales în situația în care ai fost tu iarăși pusă? Eu te-am întrebat, te simți cumva umilită, eu știu, pusă la zi de către Loredana Chibu? Păi nu am de ce să mă simt umilită și în niciun caz pusă la zi, doar că Loredana nu s-a ținut de promisiune, atâta tot. Dar eu nu am nicio datorie față de nimeni, nu știu cum să vă explic. Nu mă simt jignită, doar că m-au deranjat acele versuri. Păi da, Leo le-a cerut. Te rog să vorbești cu Loredana. Eu consider că nu am nicio datorie față de nimeni. Leo i-a propus Loredanei la tine în emisiune. Loredana, mă lași pe mine să vorbesc? Stai puțin, stai că e cu întârziere, e cu rucsac. Zi-mi, Renata. Deci Leo i-a propus la tine în emisiune să fac o melodie de care, împăcare. Despre mine și despre Leo, dar nu despre ea și despre Leo. Mm. Și a acceptat. Dacă nu era de acord, trebuia să zică că nu e de acord și gata. Dar crezi că ți-a întins o cursă, Loredana? Bă, ce să ceartă oamenii. Nu e vorba de nicio cursă. Doamne, Renata, nu era și despre tine, era doar de împăcare. Acum, Renata, zici și tu. Renata, iubita mea, am eu vreo datorie față de ea, am eu vreo legătură cu ea. Cine e Renata să-i cânt eu, că nu înțeleg. Păi, domnule, că nu ai nicio legătură cu mine, dar când Leo ți-a făcut propunerea, de ce ai acceptat? Leo face ce propune vrea el, nu înseamnă că îi accept propunerile lui Leo. Sau că l-am acceptat vreodată. Mai ales că propunerea Alfa a fost refuzat. Păi tu ai spus, fetițo, în emisiune că ești așa. Nu suntem fetițo, că n-am crescut pe aceeași stradă. Ușurel. Atunci zi cu fă, ca să înțeleagă toată lumea. Hai că Loredana iar începe cu mahalaua și n-am chef să o ascult la ora asta. Mie mi se pare că te-am respectat mai mult decât trebuia. Mulțumesc că ai acceptat să venim aici la toaletă. Alo, fă Loredana, stai cu minte. Dar nu te băga, Leo, nu te respect nici pe tine, dar pui pe mine. Dar nu-i treaba ta ce fac eu. Fac la Caterinca, dar nu-mi place acum că vorbește urât Loredana. Păi eu nu vorbesc urât, prietena ta vorbește urât, ar trebui să o educi puțin. Păi dar nu, ascultă-mă, Loredana, vezi. Astăzi a vorbit foarte urât de mine și nu avea niciun drept. Da? Păi, dar ea are dreptate, pentru că nu tu are ai dreptate. Dar cu ce am vorbit, dragă ură de tine, te-am jignit cu ceva? Te-am întrebat de ce ai acceptat propunerea dacă nu ai fost în stare să te ții de ea. Păi cum era, Renata, acum, sincer vorbind, cum era să facă o manea de împăcare, să închidă tot rahatul ăla de scandal? Păi, tocmai asta și să te pomenească pe tine. Era penibil să accept. Dar de ce a spus în emisiune că e de acord, trebuia să refuze dar și să nu mai facă niciun fel de manea nici despre mine, nici despre Leo, bine, da? Și am spus-o sub formă de glumă, eu nu am acceptat nimic. Decât un a, și din cauza că n-a plătit, te-ai gândit tu să-i faci niște versuri, doar dar mai scoși ceva de la el sau cum? Dar nu am făcut eu versurile, eu mi-am făcut doar strofa mea, restul s-a ocupat Geo. Atunci cine te-a obligat, Loredana, să faci melodia? E același lucru. Bă, nu crede ce a fost exact ca un troian să mor dacă nu ziceți mai greu. Nu mă mai țin minte la Ai Comedy ediția aia când a venit Eminescu să se cer. Cred că Loredana a citit versurile precum un papagal. Vă rog să se consemneze că este un scandal cultural. Așa este. Este pe bază de melodie și versuri, bază și pe versuri ești de bază. Dar atât vreau să zic, îmi retrag maneaua. Deci ne porcăim, ne luăm porcile. Îmi retrag maneaua, nu mai vreau să fac nicio maneaua. Își retrage maneaua. Mi-o retrag. Nu pot să cred. Își retrage maneaua. Mi-o retrag, este maneaua mea și atât. Am văzut de-a lungul timpului aici scandaluri. Gata. M-am recorat, îmi iau jucările și plec. Te iau și pe tine acum. Fel de fel de fel. Horace, vezi că te știu pe tine. Ce perverție. Renata, dacă te simți amenințată de Loredana? Chiar nu are de ce.